Salut, în acest tutorial voi prezenta un soft, se numește Irfan View și este un soft pentru văzut filme. Găsesc foarte multe avantaje în el și îl recomand tuturor. Este foarte simplu de utilizat și îți voi arăta ce poate face. Este free, îl puteți downloada de pe site-ul lor oficial. Are 2 mega instalerul și instalat are vreo 10 mega. Unul din avantajele pe care le găsesc este că se deschide foarte repede orice poză. Asta are rezoluție destul mică, dar sunt poze de 20 mega poate, care dacă e să le deschid, nu știu, un Photoshop sau un altceva, le deschide foarte greu. Dar în IrfanView, fiind un program destul de simpluț, judecând după dimensiunea instalerului, le deschide foarte ușor. Cum am zis, este o aplicație free, o poți downloada de pe site-ul lor, nu trebuie să faci nicio grijă pentru nicio licență. Are o grămadă de formate, poți să deschizi o grămadă de lucruri cu el. Hai să ne uităm să ce formate are. Putem să intrăm aici la extensions, ia uite câte formatare. Poți să deschizi majoritatea sau toate, nu chiar toate, majoritatea formatelor de poze, inclusiv PSD-ul care este de la Photoshop. Deci proiectul de la Photoshop poți să deschizi în IrfanView fără nicio problemă. Poți să deschizi și text, poți să deschizi și muzică, poți să vezi și anumite tipuri de filme. Deci este super. Ok. Mai departe, o funcție care îmi place este zoom-ul. Pot să dau control ca la browser, control și scroll. Destul de simpluț. Acesta este zoom-ul, aici este dimensiunea originală a pozei, deci este Full HD, are 1 megabyte și aceasta este data în care a fost last modified. Și este zoom-ul acum la 38%. Ok, avem funcția de slideshow, unde putem seta iar o grămadă de lucruri, de exemplu după cât timp să facă slideshow, dacă să fie random, cu care imagine să înceapă, dacă să facă, de exemplu, dacă avem 3 poze, să facă loop 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 și tot așa, sau să facă doar o dată 1, 2, 3, adică disabled slide, hide mouse cursor, o grămadă de chestii. Avem și funcția de show text, dacă te uiți aici, în momentul în care avem full screen apare unde este localizată poza și apare și a câta poză este. Este prima din prima, pentru că nu am decât o poză pe desktop. Dar poți să setezi acel text de aici. După cum vezi, avem acești flagi. Dacă ne uităm în help, putem găsi mai multe detalii. De exemplu, este flagul D mare. Și dacă ne uităm în help, apare locația fișierului, all path și alte detalii. Mai departe, acesta este formatul numit Full HD, se numește poza 10 și are extensia JPG. Dacă vrem să salvăm sub altă extensie, ne mergem la Save As și alegem locația, după care avem aici un panou, de exemplu, dacă vrem să salvăm în JPEG, putem seta calitatea. Deseori văd că îmi trimite un anume cineva pe Skype o poză, un screenshot și îmi trimite un PNG de 3 MB și săracul este și pe modem. Și bineînțeles că trebuie să iau acel PNG de 3 mega, îl învăț, îi zic cum să facă să-mi trimită o poză mai mică, dar nu înțelege, nu e așa de interesat. Însă, dacă ai IrfanView, poți să faci asta în 3 secunde, să dai save cu o calitate destul de bună. Dacă dăm la 50, sigur se înțelege acel screenshot pe care tu vrei să-mi dai, acel print screen, o să înțeleg la ce te referi, dacă dai la 50%. Și mai ales dacă ai și JPG. Să zicem că un screenshot de Full HD ar fi în JPEG, ar fi 300 KB, dacă îl dai la 50 ar fi la 100, deci ajută. Avem iar o grămadă de avantaje pe aici, de posibilități, de opțiuni. Dacă vrem să salvăm sub PNG, alegem PNG. Dacă vrem să fie și transparent, avem aici opțiuni cât de compresii, de transparență, o grămadă de lucruri. Și cum am zis, o grămadă de extensii. O grămadă de extensii. GIF are și GIF. Ok. Acum, dacă ai un folder întreg cu poze de pe aparat și fiecare poză are 4 mega, tu vrei ca acea poză să o reduci la 200 kg, să zicem. Alegi aici, în file, mergi la batch, alegi folderul, pe care dai la opțiuni cum vrei să salvezi acele poze. Și vezi în funcție, să zicem, că ai la 5% cam câți kilobytes ai avea în total și de acolo convertești tot folderul, îți va face el fișier cu fișier conversie. Poți face un profil, faci setările și după aceea salvezi setările alea ca următoarea dată când vrei să faci același lucru, dai click load.
Bineînțeles, dacă ștergi Windows-ul, nu va salva aceste lucruri. Ok, altă chestie. Dacă vrei să trimiți un print screen, hai să fac un print screen acum. Și am dat Ctrl V, da, a apărut aici, este în clipboard și are dimensiunea asta, care ar trebui să fie HD, scuze pentru asta. Acum să zicem că tu vrei să-mi arăți, nu știu, ai o problemă cu nu știu ce chestie pe la Windows, să zicem că vrei să-mi arăți că la Windows 8 nu este acel buton de start, la Windows 8, nu 8.1. Așa că ce poți să faci este să selectezi această porțiune, o selectezi, da, deci click și o selectezi și poți să dai Ctrl Y. Ce va face? Va face un crop și cum vezi, acum bineînțeles dacă dai și o salvare de JPEG la 50% va fi mult mai mică poza decât mărimea originală. Da, deci Ctrl Y, bam, pardon, Ctrl Y și va salva acolo, va face crop-ul. Acum dacă vrei să rotești poza la 90 de grade la dreapta, apeși R, 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 vezi cât de rapid este totul. Câteva shortcut-uri și ești ready to go. InfanView este de asemenea foarte customizabil. Dacă vrei să intri la settings, ai o grămadă de setări, inclusiv de teme, de language, deci are destul de avantajos. Dacă vrei să editezi poze, bineînțeles poți să editezi și poze, de ce n-ai putea edita? Adică are 10 mega, ok? Photoshop cât are? Are 1 giga, 2, 3, hai zicem 2. Bineînțeles, poate face mult mai multe lucruri, dar de obicei n-ai nevoie de atât. Acest ifanviu se deschide într-o secundă maxim. Photoshop-ul, să zicem, pe un HDD, nu SSD, și cu sub 2 GB RAM se va deschide în 10-15 secunde. Da, deci destul de mult. Acum să zicem că vrem să schimbăm niște culori, poate. Mergem la efecte și dăm, eu știu, niște efecte pe care le știi tu. Eu n-am lucrat prea mult în domeniu. Hai să zicem că dăm pixelize. Ok, și a făcut pixelize pe undeva. Ok, putem să dăm negativ. Negativ, după cum vezi, merge. O grămadă de chestii pe aici de editare poze. Poți să pui și text. Mergem la edit, insert text. Zicem un insert text și a băgat textul aici. Sincer, are atât de multe opțiuni acest program încât nici nu le-am folosit nici un sfert din ele. Sunt foarte multe și de obicei n-ai nevoie de atât de multe, dar totuși sunt acolo. De asemenea, sunt multe extensii pentru el și o grămadă de alte avantaje. Dacă vrei, ți le sugerești ție, cum am zis, este destul de bun și el puțin face cam tot ce vreau eu. Ok, cam atât pe ziua de astăzi. Te salut!